ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Ați visat vreodată să fiți în locul cuiva? Sau cum se mai spune, să fim papucii cuiva? Ei bine, un colecționar anonim a plătit peste 200.000 de dolari doar ca să se încalțe cu papucii lui Steve Jobs, mai exact cu sandalele lui. Dar cine este Steve Jobs? Ei bine, el a fost cofondatorul și directorul companiei Apple, cea mai mare companie producătoare de telefoane mobile, tablete și multe altele. Deși avea o avere de 10 miliarde de dolari, Steve Jobs venea la birou încălțat cu sandalele și purtând mereu o maletă neagră. Steve Jobs a purtat sandalele despre care vorbim în anii 70, iar după moartea lui, un fost angajat le-a găsit la gunoi. Nu uitați, Steve Jobs a spus cândva, așa: nu te da mare cu lucruri scumpe. Inteligența este cel mai de preț accesoriu pe care îl poți purta. Eu sunt Albert, numai bine, pe curând!